Protest în centrul Piteștiului, în piața Vasile Milea. Profesorii din Argeș au protestat luni timp de 2 ore pentru a trage un semnal de alarmă. Cadrele didactice au o serie de nemulțumiri, printre care noua lege a educației, salariile calculate diferențiat și programele școlare învechite. Păi sunt mai multe lucruri pe care le dorim noi. În primul rând dorim respect și dacă guvernanții, toți guvernanții în toate timpurile și închipuie că poziția în grila salarială de 2,7 din 12 e meritorie pentru învățământ, atunci au învățământul pe care îl au prea bun față de condițiile pe care le oferă. Asta e tot. De câți ani lucrați în învățământ? 19 ani. Mulți înainte. Și cât aveți salariul? 21 de milioane de vechi, deci bănuți vechi. Bună ziua! Principalele doleanțe sunt că noi, sistemul de educație, vrem și noi să fim poziționați acolo unde ne este locul, în toate grilele de salarizare și în societate. Deci creșterile care au avut loc în ultima perioadă nu au atins, să spunem, nu că nu v-au mulțumit. Nu au acoperit celelalte creșteri ale prețurilor de consum. De câți ani sunteți în învățământ? De 17 ani. Mulți înainte și salariul? Salariul, cum a spus și soțul, în jur de 2000 și un pic. Nemulțumirile pornesc de la faptul că s-au încălcat multe dintre promisiunile electorale, că măririle salariate promise și preconizate a avea loc anul acesta nu s-au produs, că începând cu 1 ianuarie s-a făcut o mărire medie, rețineți, medie de 15%, au primit un procent de mărire a salariului mai mare profesorii cu vechime mică, iar profesorii care au vechime mare în învățământ au primit un procent de mărire de 1-2%. Dar salariile, indemnizațiile, sporurile, aici mă refer la indemnizația de dirigenție, indemnizația de conducere, sunt calculate tot la nivelul salariului de bază din luna decembrie 2016 și la acest moment există o hotărâre de guvern. Din nou se încalcă legea. O mare nemulțumire este aceea că din 2010 până în 2017 plata hotărârilor judecătorești, prin care sindicatul din învățământul județului Argeș, SIPA Muntenia, dar și sindicatele din țară, au câștigat mai multe procese, prin care statul a fost obligat să restituie sumele de bani datorate cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.